Salut prieteni. Noi am auzit multe povești despre lupi, dar ați auzit vreodată povestea lupului care a căzut din carte? Astăzi o să o citim. Această poveste este scrisă de Terry Robert. Haideți să vedem cum a căzut lupul din carte. Lupul care a căzut din carte de Terry Robert. Rafturile bibliotecii lui Zoe erau doldora de cărți, astfel că, într-o zi, una a căzut și, odată cu ea, a picat și lupul din poveste. În carte, lupul era înspăimântător, negru ca smoala și cu colți ascuțiți. Dar, singur, în camera lui Zoe, care îi era necunoscută, lupul din poveste era tare speriat. La început a încercat să se ascundă sub cartea sa, care a format în cădere un cort mic unde putea să se adăpostească. Problema era motanul care dormea în camera lui Zoe. Unul uriaș, care deja se legea pe bot. Nu mă atinge! i-a spus lupul. În cartea mea sunt un lup înspăimântător, de care se teme toată lumea. Așa -o, fi, i-a răspuns Motanul. Dar aici nu mai ești din cartea ta. Te afli în camera lui Zoe, care este teritoriul meu. Lupului îi era atât de teamă încât a încercat să intre la loc în cartea lui, dar a fost gonit de o oaie pe motiv că încă nu era momentul să apară în poveste. Ce faci aici? Ai venit prea devreme! Încă nu este momentul să apari în poveste. De ce nu ne lași să paștem liniștite? Așa se face că lupul a încercat să intre din nou în carte. Dar la o altă pagină, unde alți lupi au spus Bună mișcare, istețule! Acum vii! Când povestea a ajuns la final, bravo ție! Foarte bună atenție la detalii! Motanul se apropia din ce în ce mai mult, astfel că lupul trebuia să fugă cât mai repede. S-a cățărat pe rafturile bibliotecii în căutarea unei cărți în care să se ascundă. Rafturile erau foarte înalte, drepte și abrupte ca o stâncă. Lupul nostru a căzut de aproape 10 ori. Când a ajuns în sfârșit pe ultimul raft, a încercat să intre în prima carte. Povestea era despre prințese și, în pagina la care a ajuns lupul, regele dădea un bal grandios la curte. Îmi pare rău, domnule lup, i-a spus majordomul. Dacă vrei să rămâi în poveste, trebuie să te îmbraci. Pune pe tine un costum sau niște veșminte de bal veșminte de bal, a zis lupul. Și dacă mă văd alți lupi, ce or să spună despre mine? Așa se face că lupul a fost gonit din poveste de majordom. Afară, motanul stătea în continuare la pândă. Lupul a încercat să intre în cea de-a doua carte. În aceasta totul era ciudat. Lumea de aici era diferită de tot ce știa el. A simțit brusc o prezență în spatele lui. Băiatul meu, i-a spus un dinozaur nu vei putea să stai în această poveste. Ai ales perioada nepotrivită. Roagă-i pe strămoșii tăi să te înlocuiască. În plus, aici este primejdios pentru tine. Animalele din această poveste erau uriașe și periculoase. Nu erau deloc educate. Se purtau ca niște animale preistorice. Cuprins de teamă, lupul a fugit din carte. Închide bine cartea, i-a spus motanul. Nu vreau cine știe ce animal preistoric în camera lui Zoe. Lupul a ales la întâmplare o altă carte și a intrat în ea. S-a trezit într-o pădure mare. O pădure îmi place! și a spus lupul în sinea lui și a mers cale lungă. La un moment dat, a văzut o fetiță îmbrăcată în roșu, care stătea pe un trunchi de copac și plângea. Ce ai pățit? a întrebat-o lupul. De ce plângi? Sunt pe drum spre bunica vreau să-i duc niște clătite și un pic de unt. Aici ar trebui să mă întâlnesc cu lupul, care nu mai vine. O să întârzi, povestea mea nu va mai avea niciun farmec și asta plâng. Păi, sunt chiar aici i-a spus lupul. Sunt lup, sunt negru ca zmoala. am colți mari, dacă vrei, te pot ajuta eu. Fetița l-a privit cu lacrimi în ochi. Ai face asta pentru mine? Nu ai trăiesc pe care să-i păcălești sau o oaie pe care să o mănânci? Nu, i-a răspuns lupul. Am tot timpul din lume. Vrei să vii cu mine la casa bunicii? Pe drum am să te învăț eu replicile. De acord. Și au luat-o la pas, ținându-se de mână spre casa bunicii. La un moment dat, au pornit pe poteci diferite ca să-i distreze pe copii. Nu uita să te deghisezi, i-a spus fetița. Nu-ți face griji, i-a răspuns lupul. Știu ce am de făcut. Sfârșit.